autobuze pline de elevi în această dimineață în tabăra Delfinul din Năvodari. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de copii au poposit în tabăra de la malul Mării. Copiii care sosesc astăzi sunt din seria a șasea. Vor sosi până la sfârșitul zilei 425 de copii cu cadre didactice împreună. Cred că vor fi mulțumiți. Vremea e bună. Din punctul nostru de vedere ne-am pregătit cu tot ce trebuie, îi așteptăm pe toți. Cei mai mulți elevi au mai fost și în alți ani, ori au auzit de la alți colegi despre distracția și buna dispoziție de la Năvodari. Ei se întorc an de an în tabără la mare. Am venit și anul trecut. Da, mi-a plăcut foarte mult, m-am distrat cu copiii. Mi-a plăcut aici mai mult când am mers în apă și când ne-am dus pe la discotecă, mi-a plăcut tot. Mi-a zis o colegă că ea a mai fost acum al treilea an care merge. Și ce ți-a zis? Care au fost impresiile ei despre tabără? Că e foarte frumoasă. E prima oară când vin în tabără aici, la Năvodari, să n-ai mai fost? Da, anul trecut. Și cum a fost? Foarte frumos. Cu ce ți-a plăcut mai mult? Concursurile și meniu. Unele cadre didactice revin în tabăra Delfinul chiar de un deceniu și se pare că vor mai continua încă pe atât. Vin de, cred că de vreo 14 ani. De vreo 14 ani vin. Și ce vă face să reveniți mereu? În primul rând, marea și doamnele. Personalul de aici, extraordinar de primitor și locul, cazarea, totul ne place. Tot. Serviciile cum vi se apucă? Foarte bune, foarte bune, foarte, foarte bune. Deci eu mi-am propus să fiu, până ies la pensie, să vin în fiecare an. Elevii și-au luat nerăbdători camerele în primire, turniși de o bălăceală în mare. Ca în fiecare an, administratorii taberei au pregătit programe variate, jocuri, competiții și discoteca în fiecare seară. Copiii vor sta 6 zile până pe data de 5 august.